Salutare, prieteni! Eu sunt Modelin, sunt Dream Nicu Vâlcea. Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să facem un vlog puțin mai special. De data asta suntem în bucătărie, nu mai suntem în drum către baltă, dar cu toții știm că totul pleacă din bucătărie. Așa că este vorba despre prepararea unei momeli pentru cârlig. E vorba de ceva foarte simplu, o să vă ia maxim 3 minute, chiar dacă vlogul ăsta va dura mai multe minute. V-aș ruga să-l urmăriți până la capăt, pentru că am câteva chestii interesante să vă arăt. Și în ultima săptămână, după cum știți, plouă peste tot, Oltu e super mare, murdar, nu se poate pescui, așa că am ales să fac câteva teste pe o baltă din oraș. Este o baltă sălbatică, în perioada asta mănâncă la mămăligă, râmă, vierme, dar ceea ce vreau să vă arăt este puțin diferit. Asta nu înseamnă că va trebui cu totul să uitați de alte momeli, nu o să fac chestia asta să vă spun că e cea mai bună momeală, cea mai. Nu e cea mai, este doar o alternativă pe care eu am început să o folosesc, am încredere în ea și vreau să vă împărtășesc și vouă experiența pentru că este super simplu. Deci voi începe acest vlog cu 10 motive pentru care ar trebui să încerci semolina. Semolina, după cum știți sau dacă nu știți, este vorba despre griș. Și acum hai să începem cu motivele pentru care ar trebui să alegi semolina. 1. Se prepară foarte rapid, chiar și pe malul apei, în aproximativ 2-3 minute, momeala e gata de a pune-o pe cârlig. 2. Este o alternativă ieftină și, bineînțeles, este la îndemâna oricui. După cum știți, în toate magazinele găsiți griș, grișul este ieftin și se poate folosi imediat. 3. Stă de fiecare dată în cârlig. Datorită consistenței pe care o are această pastă, o să vedeți că întotdeauna va sta în cârlig, chiar și în lanseuri mai lungi. Eu am folosit-o la plută, este super, am avut răsături, așa că întotdeauna va sta în cârlig, indiferent de apă. 4. Se poate colora și aromatiza foarte ușor. O să vedeți cât de simplu este să colorați și să-i dați puțin aromă, pentru că, după cum știți, sunt anumite. 5. Nu se strică la fel de repede ca mămăliga clasică. Nu am încercat să o țin foarte mult. Din ce am citit și m-am mai inspirat și din alte vloguri, am înțeles că se poate ține mai mult. Eu de fiecare dată fac o cantitate foarte mică, doar atât cât am nevoie pentru a face o partidă sau chiar și pentru a doua zi. Îmi place să am textura întotdeauna proaspătă, pentru că am văzut că după vreo 2-3 zile își schimbă puțin textura. Mi s-a părut mie că se înmoaie puțin mai mult, așa că îmi place întotdeauna să fie fresh. Dacă tot se face în 2-3 minute, nu cred că ar fi niciun impediment să o faceți chiar pe baltă sau, bineînțeles, când plecați de acasă. 6. Nu necesită fierbere. E o chestie super tare. Dacă nu fierbem, înseamnă că nu facem mizerie. 7. Nu faci mizerie în casă. Cu toții știm ce prăpăd rămâne după noi, după ce plecăm la pescuit. Da? Aragazul murdar, făină ăsta, mălai peste tot, trebuie să lăsăm gratis sau, mă rog, în ce facem, să le lăsăm la muiat. Este super, super, super complicat. De cele mai multe ori alegem varianta cea mai simplă, să nu facem mizerie în casă și să mergem la un magazin de pescuit să luăm momeală. Nu o să spun că momeala de la magazinele de pescuit nu e bună. Fiecare alege cum este mai convenabil. Eu prefer să mi-o fac în casă, după rețetele pe care le-am folosit de ani de zile. M-am obișnuit, dar nu întotdeauna este foarte practic. 8. Să evit ocazia, sau poate te-a sunat vreun prieten, să faci o partidă rapidă. N-ai timp să faci mămăligă, așa că poți să alegi semolina. 9. Nu trebuie să măsori sau să cântărești ingredientele. Pur și simplu, torni într-un recipient puțin griș sau semolină, pui puțin apă, de fiecare dată se pune câte puțin. O să vă arăt într-un minut exact cum se prepară și o să vedeți cât este de simplu. Cu siguranță o veți încerca și o să-mi lăsați un comentariu. Și 10. Funcționează și dă rezultate. Hai să vedem cum se prepară. Bun, de ce avem nevoie? În primul rând, recipientul în care o să mestecăm. Da, este un recipient destul de mic.
voi folosi un băț, e un băț de sushi. După preferințe, v-am spus, puteți să puneți aromă. O să facem proba și cu aromă, pentru că bănuiesc că mâine o să mă duc la pește sau astăzi. Un colorant. Și bineînțeles, ingredientul magic, griș. Da? Și acum hai să vă arăt cât de ușor. Deci nu puneți foarte mult. De ce? Pentru că în siringile pe care le veți folosi, o să vedeți că se bagă într-o siringă, nu intră foarte mult. Eu folosesc siringi de 20 de mililitri. Bun. Și acum să punem puțin apă. O să folosesc siringa pentru a pune apă. Da? Nu puneți foarte multă de la început. Mestecați până se omogenizează. Deja ușor, ușor începe să se transforme într-o pastă. Și mai puțin apă. Deja a început să se facă pasta. Vedeți? Este o pastă tare. Mai puneți puțin apă, nu multă. Să nu exagerați cu apa. Mai bine puneți de mai multe ori decât să puneți mult din prima, cu toate că puteți adăuga gris ulterior. Deja a ieșit o pastă. Puteți să mestecați cu o coadă de lingură, nu știu ce aveți la îndemână. Deja începe să aibă consistența dorită. Să nu o faceți foarte moale. Deci am făcut mai multe probe și nici tare, dar nici moale. Trebuie să-i găsiți undeva un echilibru. De ce? Pentru că în momentul în care stă în apă, se mai moaie puțin. Deci, vedeți? Are o consistență ca o plastilină, așa. O lăsăm 2-3 minute să se odihnească, după care o punem în siringă. Am lăsat-o câteva minute și a schimbat puțin textura. Este mult mai moale. Da? Și acum e momentul să vă arăt cum se pune pe siringă. Thank you.
Da? Foarte simplu. Așa. Și acum asta este pasta care este. Vă arăt și cum se pune pe cârlig, ca să vedeți. O să iau un pahar cu apă. O să-l punem aici, așa. Am un cârlig, cred că e mărimea 6 sau 8, nu știu exact. Este legat. Da. Deci dați de jur împrejur. Cât aveți nevoie. Dacă vreți să faceți boaba mai mare, după aia nu mai apăsați și se rupe. Deci cam așa ar arăta. Iar acum o să pun pe un bețișor și o să o bag în apă să vedeți ce se întâmplă. Vedeți? Lasă anumite particule. Deci întotdeauna apa va avea anumiți curenți. Și asta ajută la o înădire mai bună. Deci stă foarte bine pe cârlig. Vă recomand să o schimbați la maxim 15 minute. Dacă nu trage peștele, să o scoateți. Dacă faceți pasta mai moale, o să vedeți că se va lungi așa în momentul în care o trageți afară din apă. Pentru că este foarte elastică. Da? Deci asta este semolina. Bun, și acum să facem varianta colorată. Am ales un recipient mai mare. O să folosesc o aromă pe care o folosesc eu de mulți ani, Milky Toffee. Este o aromă de vanilie. Da? Deci în primul rând punem semolina. Adăugăm puțin colorant, șofran, ce aveți, foarte puțin. Bun. Trei, patru picături de aromă. Și acum adăugăm apă. Deci vedeți cât de simplu este. Deja a început să se... Așa. Încă puțin apă. Deci puteți să o aromați cu momela preferată, cu aroma preferată,
culoarea preferată. Eu am făcut și roșie și roz. Am încercat mai multe variante. Așa că v-aș ruga să-mi lăsați un comentariu dacă ați încercat până acum. Da, e puțin cam tare. Mai pun puțin apă. Deci asta e o variantă care nu o să greșiți niciodată. Dacă e prea moale, mai puneți puțin grișă și mai amestecați. Gata. Lăsați câteva minute să absorbă apa. După aia va avea consistența perfectă. Și din nou o băgăm în siringă. Bun, înainte să o băgăm în siringă, vreau să vă arăt după mai multe minute cum arată lumea de cârlig. Deci, vedeți, încă stă pe cârlig. Dacă o mestecați așa se dizolvă. E foarte aerată și este o pastă foarte, foarte fină. Da? Deci are o textură super. Elastică. Aproape că o pot pune din nou pe cârlig. Da? Și cred că asta mai mult de 10 minute în apă. Ok. Hai să revenim la ale noastre. Repetăm procesul. Puteți să luați mai puțin. Eu o iau mai. Vă recomand să aveți mâinile umezite ca să nu se lipească. Am făcut-o puțin mai tare. Da, asta este așa. Am făcut-o de pentru filmare. Până mâine se va mai măia. Deci nu faceți cantitate mare, pentru că vedeți, în siringă nu intră foarte mult. Deja s-a umplut siringa. Asta este semolina. Dacă v-a plăcut filmarea, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări, pentru că urmează să postez cel puțin o dată pe săptămână. Așa că vă invit să urmăriți și alte postări ale mele, pentru că am foarte multe partide de pescuit la caraz, la crab, la răpitor, absolut orice găsiți pe canalul meu. Și vă mulțumesc pentru că ați avut răbdarea să mă urmăriți. Până data viitoare, să aveți fir întins și să auzim numai de bine!